Salut prieteni, bine ați venit la videotorial.ro Eu sunt Cristi și astăzi o să vă arăt cum puteți face Face Unlock pe orice telefon Android Haideți să începem În primul rând, Android-ul deja are o formă de Face Unlock, dar nu este atât de rapidă Haideți să vă arăt cum se folosește Mergem în setări la securitate și amprentă, la Smart Lock băgați spinul vostru și după aia chipuri de încredere aici. Eliminăm chipul de încredere da? și acum haideți să mai configurăm o dată chip de încredere. Configurăm înainte și băgăm fața da? la înaintare. Ne recunoaște fața, se uită la ochii noștri, fața adăugată, terminat. Și acum, în mod normal, dacă vreau să deblochez, Deblochez în felul următor. Acum sunt un pic mai departe de telefon, nu mi vede fața. Vedeți că aici jos nu arată deblocare, da? Și acum am uh, îndeamnă să bag amprenta. Dar dacă duc fața aproape, am aici lăcățelul, ridic în sus și s-a deblocat. Dar noi nu vrem chestia asta, vrem să deblocăm direct, să se deblocheze direct, fără să mai folosim, fără să mai ridicăm în sus, da? Să se deblocheze direct când ne uităm la el. Pentru asta vom folosi o aplicație care se numește Auto Input și o folosim în felul următor. O deschidem, ne întreabă că vrea să folosească fișiere și nu știu ce, putem să și refuzăm nicio problemă, că nu are nevoie de toate chestiile astea. Ok. Și acum autodismis dismiss da? Activăm chestia asta, dar ca să o activăm o să vedeți că este nevoie să aveți aplicația înregistrată sau să aveți variantă trial. Tocmai de asta mergem aici, use for free, o să se încarce un, o reclamă. Da? Mai așteptăm 20 ceva de secunde. Dăm mai încet, 21 de secunde și o să vedeți că aplicația poate fi folosită chiar și fără să activăm o setare pe care o să vă o arăt imediat. Deci o putem folosi direct aplicația fără să plătim pentru ea. Mai sunt 6 secunde, 7 secunde, deci am urmărit o reclamă și o putem folosi gratuit. Da? Acum apăsăm aici, s-a închis reclama și în momentul acesta este versiunea trial înregistrată. Acum mergem aici, auto dismiss keyguard, activăm și este deja activat. Da? Aici nu trebuie să activați, nu vă uitați că e cu roșu, funcționează și fără nicio problemă. Acum am blocat telefonul. Și cum l-am deblocat, s-a deblocat automat, fără să mai apăsăm pe absolut nimic. Uitați, acum nu mă uit la el, am capul într-o parte, da? iar acum am capul exact în fața lui. Se deblochează imediat. Cam așa se folosește chestia asta. E posibil ca pe anumite versiuni de Android mai vechi să nu funcționeze, dar pe versiunile noi funcționează fără niciun fel de probleme și este o metodă extrem de rapidă de deblocarea telefonului. Este utilă mai ales în cazul în care nu aveți amprentă sau, moroc. Mă rog, vreți să folosiți direct Face în locul pentru că toate telefoanele ultima vreme au funcția asta și este foarte interesantă. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro. Încă o dată vă mulțumesc. La revedere!